Dragii mei tineri, mă simt bucuros să fiu cu voi în dimineața aceasta, în ziua de astăzi. Și îmi doresc din toată inima, încă de la început, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ăsta nu-i slogan pentecostal pastoral, ci e pur și simplu dorința inimii mele ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Într-un cadru de oameni tineri, în ziua de astăzi, cred că Dumnezeu are în vedere să ne învețe lucruri frumoase și binecuvântate pentru viața noastră, pentru viața voastră. Dumnezeu care ne vede și ne cunoaște pe toți, de fiecare dată face lucrurile bine, bine, bine gândite și nu e nimic la voia întâmplării. Faptul că sunteți aici e harul, bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu revărsate peste voi. Spun la mai toate întâlnirile de tinere, ce vă zic acum, am spus-o în ultima perioadă, vă spun și vouă, că la un moment dat, când eu am ajuns în biserica pe care eu o păstoresc acum, fratele păstor de la care eu am preluat, un frate mai în vârstă, îmi zice într-o zi: Alin, mâine să te îmbraci frumos și la ora 3 să fii la mine acasă. Bă, m-am îmbrăcat frumos și m-am dus de el acasă. Era și el îmbrăcat frumos și soția lui. No, ce e aici? Îi zic, unde mergem? O zis, ne urcăm în mașină și ți-arăt eu. Tu nu mă conduci și eu îți spun unde trebuie să mergem. Și mă duce undeva lângă Timișoara, la Săcălaz, ești de acolo din zonă. Când am intrat acolo în curtea unui hotel, plin de mașini, am intrat înăuntru într-o sală mare, dar înainte să intrăm, eu îl întreb pe el pe drum: dar totuși, unde mergem? Și a zis către mine: te duc la o seară de tineret. Bă, m-am gândit eu că o fi refuzat eu multe seri de tineret și cineva a găsit ideea asta așa mai inedită, să mă ducă forțat cumva prin fratele păstor de la care eu am preluat pastorația la Efrata. Păi la o seară, mă gândeam, ce să le predic eu la tineri în seara aia? Mă tot gândeam. La un moment dat, când intru acolo, văd o mare de oameni, foarte mulți oameni în sala aia, iar cel mai tânăr de acolo eram eu. Toți erau trecuți de 60-70 de ani. Și zic, bă, stai că nu mai înțeleg nimic. Ce e aici până la urmă? O zis către mine: asta e întâlnirea de tineret a tinerilor anilor 70. Și am petrecut o dupămasă frumoasă cu tinerii anilor 70. Partea superbă a fost că am putut să aud, când i-au pus pe fie pe unii dintre ei să aibă câte un cuvânt acolo, am putut să aud momente frumoase din perioada tinereților, în care se adunau înaintea lui Dumnezeu și cântau, stăteau în părtășie, momente pe care generația voastră și generația noastră putem doar să ne le imaginăm, dar de trăit m-am tot gândit cum ar arăta tinerii generației noastre ca să aibă, spre exemplu, pentru a putea să aibă o întâlnire, povesteau frații de acolo, zis, mergeam toți cu același tren, din aceeași gară, dar eram atât de răsfirați, nu ne cunoșteam unul cu altul, cu toate că ajungeam la gară pe rând, știam tot, ăla-i de-a nostru, ăla-i de-a nostru, ăla-i prietenul meu, ăla-i prietenul meu, ăla-i prietenul meu. Nu discutam, nici nu ne uitam unii către alții să nu dăm cuva de înțeles că suntem împreună, pentru că autoritățile comuniste să nu cumva să-și dea seama unde se duc ei și mai apoi să nu poată să aibă loc întâlnirea lor. O zis, mergeam împreună oarecum până la gară, la gară ne răsfiram toți, fiecare cu treaba lui, ne dădeam jos din tren, ieșeam din gară toți, fiecare cu treaba lui, apoi cumva ne întâlneam și mergeam spre biserică sau spre locul unde ei se întâlneau. De ce vă zic asta? Vreau să fac o subliniere importantă. Voi trebuie să apreciați și să valorificați faptul că Dumnezeu, într-o zi ca și astăzi, într-o vreme ca și asta, v-a dat această frumoasă oportunitate
de a fi împreună la oaltă, la părtășie, de a cânta împreună, de a vă ruga împreună și de a sta preț de câteva momente în jurul cuvântului sfânt al Evangheliei a lui Dumnezeu. Noi ca și oameni începem să iubim și să apreciem lucrurile doar după ce le-am pierdut. Dacă s-ar pune acum o interdicție în Europa ca în niciun loc să nu se întâlnească tânăr cu tânăr să vorbească despre Dumnezeu sau să cânte sau să se roage, aproape că vă dau un scris că după 2-3 săptămâni de la... după ce se dă interdicția asta, o să începeți să tânjim și să tânjim, bă, ce fain era când ne adunam noi. Astăzi, anumite aspecte vă pot părea foarte plictisitoare, că le aveți. Vă pot părea foarte banale pentru faptul că le aveți. Când le pierdeți, acel lucru plictisitor și banal, o să vedeți că de fapt era o grozavă valoare, o reală valoare, peste noi ca și oameni, peste care noi ca și oameni trecem foarte ușor și foarte repede. Vă spun asta pentru că urmează să vă duc printr-o călătorie a unui om al Bibliei, care o pliem mai apoi la viața noastră, și să puteți să stați cu atenția și cu luarea minte de care Dumnezeu ne-o cere, să puteți să vă faceți o socoteală bună la viață și să puteți să învățați să rămâneți niște tineri fermi, neclintiți, puternici, într-o lume foarte, 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 foarte clătinată. Trebuie să mai fac o subliniere. Eu iubesc pe cei în vârstă, iubesc părinții voștri, generația părinților voștri, dar trebuie să fac totuși sublinierea, chiar dacă o fac cu durere, pe alocuri, din păcate, mi-am cam pierdut speranța în generația aia. Ar zice cineva, păi da, tu spui asta că ești tânăr și acum alogi, vezi că și eu sunt tânăr, nu să așa bătrân pe cum par. Păi da, că tu ești mai tânăr și te gândești la... Știți, generația părinților noștri au avut câteva plusuri și câteva aturi extraordinare. S-au axat să construiască biserii, s-au axat să construiască tot felul de lucruri ca voi să le aveți. Din păcate, pe alocuri, foarte mulți, nu generalizez, dar sunt la un moment dat niște, destui de mulți, care au uitat lucrurile cu adevărat importante a lui Dumnezeu. În felul acesta s-au clătinat multe vieți, s-au clătinat multe familii în care... poate ați crescut voi, care trebuie să înfruntați momente pe care poate părinții noștri nu le-au trăit. Generația părinților noștri, 50-60 de ani, a fost cea mai binecuvântată generație. Au trăit puțin sub comunism, în perioada copilăriei și a tinereții lor, au plecat și comunismul și după ori exploda toți. Ori pleca prin diaspora, ori făcut bani, ori vrut și ori cumpărat de toate și tot ori mers într-un progres din ăsta din punct de vedere uman, dar din păcate pe alocuri într-un declin foarte ciudat din punct de vedere spiritual. Bunicii noștri, da, i-au dus, viața bunicilor noștri a fost total diferită, a părinților total diferită. Marea problemă este că generația voastră va trebui să înfrunte în viitorul care ne stă înainte atât de multe situații complicate și grele pe care astăzi poate nici măcar nu le putem anticipa. Cine a crezut la un moment dat că noi vom ajunge în momentul în care bisericile noastre vor fi închise? Eu stăteam de vorbă cu pastori din România, cunoscuți, oameni al lui Dumnezeu, dar oameni extraordinari, și îi spuneam, bă, vine vremea când poate bisericile vor fi închise. Și discuția noastră era foarte clară. Nu există așa ceva, spuneau unii. Nu există, bă, uite-te în libertatea asta, uite-te în democrația asta, uite-te în ce trăim. Nu există. Și dintr-o dată când bisericile s-au închis în 2020, a fost șoc pentru toți. N-am știut cum să reacționăm. Ba, mai mult de atât, a venit povestea cu vaccinarea. Nu, a fost un haos printre oameni și printre creștini. Facem sau nu facem? Nu, acum, care să ia bun și care să ia răi? Care au dreptate, care n-au dreptate? Era un haos general. Te duceai și stăteai de vorbă cu doi medici.
Unul spunea că e bun, altul spunea că ferească-te Dumnezeu să-l faci. Stăteai de vorbă cu doi păstori. Unul zicea, bă, noi nu suntem medici, ne luăm după ei, las că e bun, hai să merem înainte. Nu mai stăm noi pe teoria conspirațiilor, că nu știm noi cum e cu medicina, dacă ei ne dau, hai să-l luăm. Alții spuneau, Doamne, nu cumva, că e semnul fiarei. Bă, te-or băgat în ceață, pur și simplu. Oameni dintr-o generație în care așteptam, știu că sună un pic mai direct, nici nu mi-am propus să vă zic asta, dar în oameni dintr-o generație în care ne așteptam să stea pe picioare în situații delicate, pur și simplu, s-au dezechilibrat ei și poate pe alocuri au mai dezechilibrat și pe alții. Nu, acum ce face generația voastră? Care urmează în viitorul care ne stă înainte să înfrunte situații pe care astăzi nici măcar nu le putem anticipa. Vreau să vă citesc despre un om al lui Dumnezeu. De la el învățăm astăzi cum arată un om care rămâne neclintit, nedărâmat, într-o lume șubredă, care rămâne ferm în timp ce totul se zdruncină lângă el. Mai apoi o să învățăm care e viața lui și ce trebuie să se găsească în viața unui om care vrea să rămână neclătinat. Pentru că eu am întâlnit foarte mulți oameni care s-au dat mari și tari, zmei din ăia de sezon, în care au zis, bă, pe mine nu mă clintește nimeni și nimic. Până când Dumnezeu a venit și l-a scuturat un pic. Am un prieten care am stat de vorbă cu el de nenumărate ori și am zis, bă, oprește-te că pune Dumnezeu mâna pe tine. Ascultă-mă, o zis către mine, frate Ali, nu mi-e frică nici de ursul din pădure. O zis, ascultă-mă aici, nici de ursul din pădure nu mi-e frică. O zis, eu îs tare, n-am nicio frică. Bun, la un moment dat, bărbatul ăsta care e mare, are 2 metri, intră în mașină cu capul înainte, că atâta e de înalt, de mare făcut. Mă întâlnesc cu el și cu soția lui, care spune așa, frate Ali, vreau să spun ceva, zi. Nu tot îi spunea, mă, pune Dumnezeu mâna pe tine într-o zi. O să-ți arate că tu nu ești atât pe picioarele tale și de ferm în ce spui tu că tu crezi, pentru că nu-i tot una să fii mare și tare când ești pe munte și tot așa să fii și când ești în vale. Omul când îi merge bine, când are bani, când îi merge totul picobelo, când la un moment dat are sănătate, când tot e pus, la punct zice, băi, o stare, când viața un pic se clatină, atunci trebuie să se vadă un om care e ferm, atunci trebuie să se vadă un om puternic, atunci trebuie să se vadă un om neclintit, nu când e totul extraordinar. În fața terapiei intensive se vede cât de tare e omul, în fața diagnosticului de cancer se vede cât de tare este om. Într-o zi mă întâlnesc cu ăsta și cu soția lui și soția lui zice, frate, îmi vreau să spun ceva. Și în momentul ăla el, imaginați-vă, dita mai omul, 2 metri poate și un pic, mare, 100 și un pic de chile, zice, i-a zis, el bagă capul în pământ și spune soției, nu-i spune, te rog. I-au zis, bai, spun, frate Alin, într-o zi muntele ăsta de om s-o simți rău. S-a dus la doctor, ne-am dus la doctor, la cea mai, oameni cu bani, la cea mai puternică clinică cu, privată, i-au făcut toate analizele, au venit analizele și la un moment dat o zis, eram în cabinet, eu cu el și cu doamna doctor. Doamna doctor s-a așezat undeva la o masă, la un birou, m-a așezat și pe mine și a zis, luați domnule loc. Și a zis, nu, mulțumesc, eu stau în picioare. Ăsta care nu era frică nici de ursul din pădure, care spunea că el rămâne ferm, rămâne tare, rămâne neclintit în fața situațiilor grele, dintr-o dată în interiorul lui tremura din toate încheieturile, urma să afle un rezultat al analizelor. Și la un moment dat, doamna doctor zice, nu, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă, zice, după primele analize, dumneavoastră, stimate domn, sunteți suspect de cancer. Și dintr-o dată, muntele ăsta de om care spunea că nu-i frică de nimic, că el este puternic, că el rămâne ferm, dintr-o dată, la stresul ăla care a intrat în el, cade jos, leșină și cade jos. Nevastă sa vine și îmi spune, frate Alin, îți imaginezi că eu cu doamna doctor, zice, nevastă sa are 50 de chile cu tăcu haine, nu mai știu în ziua de astăzi 50 dacă ești grasă sau slabă, nu mai știu, că nu mai, acum 50 de chile cu tăcu haine. Zic, gândește-te că eu și cu doamna doctor nu făceam kilogramele lui, amândouă, și două femei trăgeam de un munte de om și îi spuneam, bă, hai sus, că o zici, doamna, că ești numai suspect. În timp ce am povestea, el stătea rușinat și eu zic, cum e, mă? O scos domnul ursul din pădure. Nu trebuie să scoată ursul din pădure. Nu m-ați o arătat? Uite, numai și un pic te-o clătinat un pic. O vrut să-ți arate că tu nu ești atât de tare pe cât te dai.
Știți că oamenii se țin tari fără să aibă un fundament și o bază, ăia care poate unii ori spuneți, bă, eu sunt de neclintit, orice ar vin. Eu că vă întreb acum, bă, dacă mâine vine și vă pune să semnați că nu-L mai slujiți pe Dumnezeu, semnați, mulți o să ziceți, nu semnăm, rămânem tari, vă mințiți. Pentru că situația în sine care se creează atunci, n-ați mai trăit-o, atmosfera aia n-ați mai trăit-o, tensiunea aia n-ați mai trăit-o și nu veți ști cum să reacționați. Nu veți ști cum să decideți atunci pe moment, pentru că decizia aia de moment, aia are greutate și valoare. Nu decizia pe care o luați acum când totul merge bine. Rămânerea, fermitatea într-o astfel de decizie are de fapt valoare și greutate. Pentru că noi trebuie să ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, oameni care au rămas cu fermitate. Da, noi venim și spunem așa, o să mergem în cer. Eu am câteva curiozități când mă duc în cer și sunt foarte curios să-l întâlnesc pe Avram. Bă, Avram care a rămas cu o fermitate formidabilă în fața unei situații delicate. În momentul în care Dumnezeu îl ia pe Avram și spune, tu trebuie să-l aduci pe Isaac ca jertfă. Nu a fost ușor să-l ia pe Isaac, să-l ducă, dar ascultați fermitatea și încrederea lui Avram în Dumnezeu. Le spune la slujitor, voi să rămâneți aici, că eu și băiatul ne vom întoarce iarăși. Hai mă, serios! Pe ce noi n-am auzit ce ți-a zis Domnul, că trebuie să-l aduci jertfă. Știi ce înseamnă jertfă? Îl iei, zidești altarul, pui lemne, iei chibritele, îl legi bine, îl pui deasupra pe lemne, bași cuțitul în el și îi dai foc. Păi tu unde te mai întorci, mă, cu el? În pachet te întorci cu el. Cum te mai întorci cu el? Și Avram zice, stați ne știți că mă întorc înapoi. Uitați-vă, mi-e dor și eu vreau, când o să mă duc în cer, sunt curios să-l întâlnesc pe Avram, dar să-l întâlnesc pe Gedeon cu 300 de oameni, te-ai dus și ai bătut pe ea, praf ai făcut. Pentru faptul că a rămas atât de neclintit în promisiunea lui Dumnezeu, în ceea ce era ilogic, era inuman să te gândești că tu poți să-ți bați o armată atât de mare de oameni cu atât de puțini oameni. Să-l întâlnesc pe Moise, să zic, bă, Moise, cum de ai rămas tu atât de încrezător în Dumnezeu și de neclintit, cu vreo 2 milioane după tine, care tot s-au încolonat după tine fără să fie ales în comitet. Moise s-au încolonat 2 milioane după el fără alegeri de comitet. Bă, cum? Ei au venit toți după tine, n-ai dat din coate, Moise, nu te-ai stresat, n-ai, bă, toți s-au venit după tine și tu ai rămas neclintit, formidabil. O, dar sunt foarte curios să o întâlnesc pe fetița luată roabă în casa lui Naaman. Asta a rămas atât de neclintită și de fermă în trăirea ei, încât fata asta a putut să dezechilibreze în sensul bun al cuvântului mintea unui om care nu putea să mai vadă nimic dincolo de problema lui. Permiteți-mi aici să vă arăt, să vă explic ceva. De Doamne, când o văd pe fetița aia luat în roabă în casa lui Naaman, deci cea mai tare. Pe cum? În momentul, ea a fost luată roabă, dusă în slujba nevestei lui Naaman, permiteți imaginației mele, cred că îi făcea ceaiul la nevasta lui Naaman. Într-o dimineață când s-o fi dus cu ceaiul Naaman, se plângea la nevastă sa că e plin de lepră. Mi-am imaginat eu că era poate ca pe vremea de COVID. Asta el îi spunea, uite, plin de lepră, gata, poziția mea, totul, trebuie să mă izolez, că asta trebuiau să facă leproșii, că ăștia cu COVID să se izoleze, trebuie să mă izolez, trebuie să nu mai ies între oameni, gata. Măi, mi-am imaginat eu că poate îi spunea nevastă sa, ca și cum ziceau ăștia pe vremea COVID-ului, bă, dar cu cine ai dat mâna, mă, dar cu cine te-ai întâlnit, mă, cine ai purtat, mă, mască, mă, mă, dar trebuia să nu te duci acolo, mă, erau, te sperați, te înțeleg, bă, să nu iau COVID. Bă, așa o fi fost și nevastă sa. La un moment dat, asta mică bate la ușă că se ducea cu ceaiul. Pe la nevasta numai ceai nu-i trebuia. Când bărbatul ei pierdea poziția, pierdea funcția, era cu o boală incurabilă care ducea la moarte. Nu-ți mai trebuie ceaiul? Nu. Păi îți dai seama că eu fi zis, du-te mă cu ceaiul până unde vrei tu, du-te, nu mi-l mai trebuie. Ascultați-mă, curiozitatea a fost de la Adam și Eva. Curiozitatea s-a inventat odată cu Adam și Eva. Asta a rămas curioasă la ușă să vadă ce continua să vorbească, mi-am imaginat eu. Și îți dai seama că discuția de acolo era cu lepră, pentru că fetița asta a fost luată roabă, a venit dintr-un popor al lui Dumnezeu cu o mentalitate divină și dumnezeiască, rămasă ferm în credința cu care ea a venit, neclintită de dumnezeii din Siria. Neclintită de dumnezeii din vremea aia, neatinsă, nealterată de dumnezeii ăia, fata asta într-o fermitate se duce și bate din nou la ușă. Șefa, am dus ceaiul, dă-l în col de ceai, îți fac altul mâine. Dar vreau să spun ceva, în țara mea există un om al lui Dumnezeu care îl poate vindeca pe stăpân.
Dacă eu vă întreb pe voi astăzi, câți dintre voi sunteți fermi și de neclintit, toți la prima vedere ați spune și eu sunt ferm, frate Alin. Că eu, uite, vin la biserică, păi mă rog și când mănânc și când mă trezesc, dacă nu uiți, când mă culc. Asta nu-i fermitate. Asta, într-un termen așa mai plastic, un fel de abureală, coacte. Nu-i fermitate. Fermitatea întotdeauna lasă în urmă ceva frumos. Omul echilibrat, stabil, omul care e de neclintit, lasă în urmă. Dacă nu lași ceva în urmă, asta înseamnă că tu nu trăiești ferm. Înseamnă că ești dezechilibrat. Și oamenii după un dezechilibrat nu se iau. Nu, după un om care nu rămâne cu fermitate, nu se iau. Și la un moment dat vă imaginați ce fermitate a avut fata asta, ce echilibru a avut fata asta, ce stăpânire de sine a avut fata asta, în așa fel încât îl face pe generalul de război al Siriei să le spună la subaltenii lor: băieți, vă faceți bagajele și plecăm. Care dintre voi, fetița avea vreo 13 ani, dacă vă așteaptă cineva în fața ușii la ieșire și vă spune fugiți la primăria din Ingolstadt că vă dă primarul 1000 de euro gratis, care îl credeți? Niciunul. Și zici, du-te bă de aici, cine te crede? Imaginați-vă că așa au fi și subalterni ăștia lui Namanus. Toa mă, dar după cine te iei? După aia mică, pe am luat-o toți razna, tu te iei după aia mică? Dar n-aveau ce să comenteze că erau subalterni. O zi șeful, o trebuie să-și facă bagajele. Dar imaginați-vă următorul moment. Cât de ferm a fost fata în poziția ei. Cât de ferm a fost fata în starea ei. Cât de fermă și de neclintită a fost fata în ceea ce ea credea. Până într-acolo că l-a făcut pe generalul ăsta de război să se ducă la împărat. Și i-a spus: împărate, dă-mi o scrisoare pe care tu să spui semnătura și ștampila ca să se cunoască și să mă primească la cât se poate de bine, că are acolo un om care mă poate vindeca. Noi imaginați-vă discuția între generalul de război care trebuia să dețină securitatea țării și cu împăratul. Băi, dacă fata aia ne-o prostit, dacă cumva e aici au infiltrat o spioană și ne-o prostit, ăia vin și ne atacă, noi devenim vulnerabili. Ăla când mă vede că eu îi trimit o astfel de prostie și nu e adevărat, tu îți dai seama că ea ne atacă. Nu aveai cum să spui sigiliu împărătesc pe o prostie. Nu aveai cum să spui inel împărătesc pe o chestie ireală. Bă, stai puțin. Imaginați-vă că Naman se roagă de împărate, te rog eu frumos, dăm scrisoarea. Bă, dar cine te-a convins? O fetiță de 13-14 ani, aia m-a convins. No, câtă fermitate, cât echilibru, câtă credință, câtă încredere într-un Dumnezeu puternic. Și ăsta îi dă. Imaginați-vă pe Naman că pleacă. Au fost ăștia dezechilibrații de acasă care îi spuneau: vine șeful nevindecat, ești istorie. Ăsta ți-ordonă execuția. Asta, atât de echilibrat o status, lasă să vină, abia l-aștept, nicio problemă. La un moment dat ajunge în fața omului lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu nici nu iasă la Naman, îi zice: du-te, scaldă-te în Iordan de 7 ori, ăsta explodează. Prima lui reacție o fi zis: când ajung acasă, capul fetiței cade. Dar la un moment dat, ascultați ce face echilibru din viața unui om. Ce înseamnă fermitatea? Fermitate nu înseamnă duritate. Fermitate înseamnă echilibru. Fermitate înseamnă atmosferă frumoasă. Fermitate înseamnă bucuria aia de a-L trăi pe Dumnezeu. Fermitate înseamnă nu renunț la ce Dumnezeu mi-a dat sub nicio formă. Imaginați-vă că la un moment dat Naman pleacă, supărat. Păi ce, nu-i mai bună Abana și Parpar de la noi din țară? Eu vin aici să mă scard în apa asta murdară, că Iordanul e murdar și în zi de astăzi. Nu mă duc. Dar unul din echipa lui Naman îi spune la Naman șeful: ce e așa de greu să te duci să te scalzi de 7 ori? Uite cum facem. Tu te bagi în apă, eu țin numărătoarea. Eu număr, tu te scalzi. Bă, nervos, mi l-am imaginat eu până Naman strângând din dinți la insistențe: bine mă, hai să mă duc. Se duce Naman și se bagă în apă. Imaginați-vă momentul ăsta de pe margine: șeful, mai ai 6 scufundări. Să mai bagă: șeful, mai ai 5, mai ai 4, mai ai 3, mai ai 2, șeful, mai ai o singură scufundare. Mi l-am imaginat eu pe Naman cu ieșit nervos: tu te bădiși că nu mă mai bag, mă, vă bate joc de mine, hai acasă! Șeful, te rog eu, mai bagă-te odată. Cine ești tu, mă? Unde lucrezi tu, mă? Că l-ați dus cu mulți după ei. Păi eu sunt bucătărie cu aia mică. Ea face ceai, eu pregătesc sandwich-urile. Te-o corupt și pe tine, mă. Te-o corupt. O crezi și tu. Păi zice, de când ai adus-o la noi în bucătărie, șeful, trebuie să-ți mărturisesc că toată atmosfera s-a schimbat. Echilibrul ei, fermitatea ei în ceea ce crede, așezarea ei tare pe acest Dumnezeu, a schimbat tot. S-o băga și a 7-a oară și iasă
vindecat, surpriză, curat. Și toată povestea asta superbă a plecat de la o fetiță care, chiar dacă a fost luată dintre părinții ei, dintre prietenii ei, de lângă biserica ei, a rămas cu fermitate și neclintită. Unde-s oamenii ăștia? Am să vă arăt din Biblie, de la omul lui Dumnezeu Habacuc. Pentru că viața aduce momente de dezechilibru. Viața, vrând nevrând, aduce momente grele. Aseară, la unul din bunii mei prieteni, soția lui de 40 și ceva de ani a făcut infart. Eu astăzi când am văzut pe Facebook că îi scrie, la revedere, ne vom vedea în cer, am înlemnit, l-am sunat. Unde ești? La morgă. Ce faci? Facem actele. Bă, dar ce s-a întâmplat? O zis, n-am știut că ea poartă infart în piept. Ne-am dus la doctor, i s-a făcut rău, am dus-o la spital, a făcut infartul foarte agresiv, a murit. Au descoperit-o la autopsie că ea avea probleme cu inima, n-au știut de așa ceva. O femeie în toată puterea vârstei, la 40 și ceva de ani. O zis, a venit în viața mea dezechilibrul ăsta pe care, uite, furtuna l-aduce. Dar vreau să spun ceva, îmi spunea azi dimineață la telefon. Dumnezeul meu rămâne același. Încrederea mea în Dumnezeu nu va scădea. Dumnezeul meu rămâne la fel de puternic ca și până astăzi. Pentru că viața aduce momentele alea în care pur și simplu sclănțănesc dinții în gură. Bă, tremur din toate încheieturile. Haideți să vă spun o atmosferă în care a trăit Habacuc. Habacuc, capitolul 3, cu versetul 16. Ascultați, uitați-vă bine la versetul ăsta și ascultați ce zice Habacuc. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, imaginați-vă, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. La un moment dat, Habacuc, omul lui Dumnezeu, ajunge într-un moment atât de dezechilibrat, în momentul în care aude ce urmează să se întâmple, ajunge la într-un moment atât de dezechilibrat, dar vă rog, asta nu-i poveste, luați-o așa, aliteram. Uitați-vă la Habacuc, zice, mi s-a cutremurat trupul. Vă l-ați văzut un om care la aflarea unei vești începe să tremure, pur și simplu să tremure? Da, eu am văzut. Să ți se bată genunchii de oaltă la propriu. Asta nu e o vorbă popular românească. La unii pur și simplu li se întâmplă. Bă, la un moment dat sistemul nervos nu mai poate fi controlat. Tremuri din toate încheieturile. Ți se bat genunchii unii de alții. Să simte putrezirea noastră, exprimarea lui Habacuc, durerea aia care parcă te trece fiorul ăla, te doare carnea pe tine și zici, bă, ce-i cu mine? Nu mai pot să mă controlez, nu-mi vine să cred. Când auzi o veste din aia cruntă și dură, când viața pur și simplu se dezechilibrează, un alt popor urma să vină să-i cucerească. Dumnezeu îl înștiința pe Habacuc. Habacuc nu iasă bine, iasă rău de tot. De data asta iasă rău de tot. Ascultați-l pe Habacuc cum arată de fapt viața unui om echilibrat și ferm. Ascultați din versetul 17. În toată atmosfera din versetul 16, ascultați, căci chiar dacă zmochinul nu va înflori, vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu-și vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Și ascultați de ce o zis El toate astea. Către mai marele cântăreților, de cântat cu instrumentul cu corș. Ce face instrumentul? Ce face cântarea? Cântarea întotdeauna produce voie bună. Și o zis, fiți atenți, vă spun ceva care să vă producă voie bună atunci când viața aduce dezechilibru, voi să rămâneți în atmosfera aia frumoasă. Mi s-a întâmplat când am văzut că la mormântarea mamei prietenilor mei s-au adunat 12 copii în jurul sicriului cu lacrimi în ochi, dar sub o atmosferă formidabilă au început să cânte o cântare. Eram noi atât de durerați de plecarea surorii noastre, acelei care a fost printre noi o femeie extraordinară. Copiii ei s-au adunat în jurul sicriului și au început să cânte. Au început să-L glorifice pe Dumnezeu și să-L laude pe Dumnezeu, parcă în seara aia de privec toată atmosfera s-a schimbat. Și unul dintre ei a zis așa, plecarea mamei noastre ne doare de numai. În același timp e amestecată cu o bucurie formidabilă,
că mama ne-a lăsat o moștenire frumoasă prin trăirea ei și că într-o zi o vom vedea pe mama în cer. Înțelegeți că momentul ăla de echilibru, de fermitate, de a rămâne neclintit înaintea lui Dumnezeu, e atât de important atunci când viața aduce acea atmosferă dezechilibrantă la care tu nu-i mai deții control. Vă spuneam de fetița luată în roabă în casa lui Naaman, vă spuneam de Moise, vă spuneam de Avram, dar vine momentul când vom ajunge în cer și trebuie să întâlnim pe Matei. Matei care a rămas cu fermitate și cu echilibru. Știți cum a murit Matei? Matei a murit înstrăpuns cu o spadă, cu un cuțit, în spate, într-un mod mișelește, în curtea împăratului din Etiopia. Or venit ăștia și au băgat cuțitul prin spate, într-un mod laș. Bă, vino măcar prin față. Nino s-o duși lor în țăpat pe Matei și a murit Matei. Să te întâlnești la un moment dat cu Marcu. Știți cum a murit Marcu? Marcu a murit târât pe străzile din Alexandria, legat de un cal. L-au legat de cal, de mâini și de picioare, l-au dezbrăcat, l-au legat de cal și au dat drumul la cal să alerge pe străzile din Alexandria. Și Marcu a rămas cu atât de multă fermitate și îi spunea, știu că Dumnezeu mă va aștepta acolo pe plaiurile lui. N-o striga la un moment dat Marcu, opriți bă calul, că trebuie să nu mor. Nu! O să mergi în cer să vrei să te întâlnești cu Luca. Știți cum a murit Luca? L-or spânzurat de un măslin în Grecia. I-or pus ștreangul în gât la Luca, i-or pus un scaun sub picioare. O zis, Luca, te lepezi de Dumnezeu. Și o zis, Luca, nu mă leapă. Și-o tras ăștia scaunul. Și-o rămas sărac cu Luca, atârnat în frânghie. Dar avea șansa să se lepede, avea șansa să spună, stop, până aici. Avea șansa Luca să zică, Doamne, înțelegi, totul e până la viața omului. Eu te cred, flămând, mă cul flămând, n-am haine de firmă, nu mă umblu cu cea mai bună mașină, dar totul e până la viață. Oameni care trăiesc cu fermitate se uită dincolo de viața asta, înțeleg că orice ai pe pământul ăsta nu-i nimic mai scump decât cerul, nici măcar viața. Și unii se dezechilibrează și îl vând pe Hristos fără să mai rămână ferm pe lucruri de nimic, pe un prieten de 2 lei, pe un anturaj de 2 lei, pe câte o prietenă că vezi, Doamne, pentru câte o relație ilegală și nu mai rămân cu fermitatea aia înaintea lui Dumnezeu. Vine dezechilibru și când vine dezechilibru încep să trăiesc. Fraților, rugați-vă, vă rog, faceți ceva pentru mine, nu mai pot, mi-e frică. Și toată viața se dezechilibrează. Și aș întreba eu, unde e bă fermitatea aia cu care te-ai lăudat acum o lună? De ce s-a distrus? Pe Bartolomeu, știți cum a murit Bartolomeu? Era o practică barbară și ciudată. Îi tăia pe șirea spinării. Te tăia cu un cuțit pe coloană și după aia te sfârteca în două. Nu, pe Bartolomeu l-a tăiat așa și după aia l-a sfârtecat. Și putea Bartolomeu să strige, bă, vă rog eu, pansați-mă la loc. Pansați-mă la loc, totul până aici. Nu. A rămas Bartolomeu ferm. Cu o bucurie de neclintit în inimă înaintea unui Dumnezeu care e dincolo de bolta albastră. Istoria vorbește despre o tânără cu numele Perpetua. Fata asta, o fată romană care s-a convertit la creștinism. Și la un moment dat era fata unui consul roman, fata unui om cu nume, cu valoare în vremea aia. Și pentru că ăsta avea nume și valoare, ori mai făcut totuși o judecată, după ce au condamnat-o la moarte, totuși au mai făcut o judecată la Perpetua. O fată de 24 sau 27 de ani. Era mămică, devenise mămică tânără. La un moment dat au venit în timpul judecății cu copilașul ei de câteva luni în brațe și au zis, măcar pentru copilul ăsta renunță la Dumnezeul ăsta tău, renunță la creștinie să nu mori. Și ea îi spune, tati, mi-ai rupt inima, mi l-ai adus în ultimile momente de viață pe cel pe care îl iubesc cel mai tare, copilașul meu, dar nici măcar pentru el nu mă las dezechilibrată și rămân cu fermitate, nu mă las de Dumnezeu. I-au dat sentința la moarte. Au dezbrăcat-o pe Perpetua complet, au îmbrăcat-o într-o plasă cu ochiuri mari, în care a fost strânsă pe trupul ei, au legat-o cu o frânghie care se bălângăna la un moment dat în arena romană și i-au dat drumul la lei. Lei înfometați ieșau și mușcau bucăți din ea. În momentele alea, Perpetua striga la una din prietenele ei, convertită și ea, dar care încă nu se știa că s-a convertit. Să nu te lași de Dumnezeul nostru. S-ar putea să sfârșești tot ca mine, dar să nu te lași. Înțelegeți că generația voastră are nevoie de oameni care să producă atât de mult echilibru frumos, să rămână cu fermitate, să nu dea în disperare în situațiile grele și să rămână cu echilibru.
chiar dacă îmi lungesc eu introducerea asta, dar vreau să vă mai dau un exemplu. Cei mai mulți membri din biserica din Smirna au murit în arenele romane. Biserica din Smirna a fost o biserică bogată, cu mulți businessmeni. Aveau banii aia de nu știau ce să facă cu ei. La colecte se strângeau sute de mii de euro, dacă vreți, în termenii noștri. La un moment dat se dă o lege. Nimeni nu mai poate să mai facă business. Nimeni nu mai poate să aibă loc de muncă, nimeni nu-și mai poate duce copiii la școală dacă nu merge să pună tămâie pe altarul cezarului și să spună cezarul e adevăratul Dumnezeu. Și dacă făceai asta, primeai o foaie pe care se scria că ai pus tămâie o dată pe an și făceai business în continuare. Când vinea cineva să facă business, te întreba, ai foaia aia? N-am, cu tine nu fac. Îți duceai copiii la școală, aveți foaia? Nu, nu-i primim. Din biserica plină de oameni bogați cu vază, ajung de fapt niște sărăntoci. Pentru că Policarp, bătrânul Policarp, striga la oamenii ăia să nu vă lăsați dezechilibrați. Băi, oameni buni, ascultați-mă bine, ăia nu vorbeau de sute de euro sau mii, poate vorbeau în termenii noștri de zeci și de sute de mii și de oameni la un anumit calibru, dintr-o dată muritori de foame, oameni care se dădeau jos din Escla și din seria 7, în vremurile noastre, permiteți-mi paralela, dintr-o dată amărâții societății. Și Policarp își schimba predicile, bă, să nu vă lăsați dezechilibrat, să rămâneți fermi, să rămâneți cu bucurie, să-L glorificați pe Dumnezeu chiar în contextele astea. Și la un moment dat amărâții ăia devineau distracție pentru alții, erau luați și duși în arena romană. La un moment dat Domnul spune așa, știu sărăcia ta, că erau lipiți pământului. Și în paranteză, dacă o să vă uitați în ediția Cornelescu, este o paranteză extraordinară, dar ești bogat. Pe mine m-a interesat care era de fapt bogăția. Păi erau amărâți, trăiau de pe o zi pe alta. Unde-i bogăția? Știți care era adevărata lor bogăție? Fermitatea rămânerii înaintea lui Dumnezeu. Câțiva istorici, nu mulți, consemnează un aspect superb. În arena romană, când erau toți acolo, ați văzut poate în filmele astea mai vechi, în care stăteau mamele cu copiii în brațe și vineau lei să sfâșie prima dată copiii, că miroseau a lapte aia mici. Erau cea mai fragedă carne. Mamele stăteau, copiii erau sfâșiați, apoi erau ăștia mari. No, atmosfera aia o trăiau enoreașii lui Policarp, care o striga Policarp în predici, bă, nu vă lăsați. Ăia bogați, care aveau bani, haine scumpe, dintr-o dată amărâții societății. Dar Dumnezeu spune, voi sunteți bogați. Care era bogăția? Câțiva istorici consemnează un aspect. Toată arena aia voia setoasă de sânge. Vrem sânge, vrem sânge, vrem sânge, bă, vreau voia. Dintr-o dată, ăștia din arenă, oameni care rămâneau de acolo de jos, care rămâneau cu fermitate, începeau să cânte o cântare. Ce-o zis Habacuc? Chiar dacă totul va fi o distrugere, eu tot mă voi bucura în Domnul, adică tot îmi voi cânta cântarea, tot voi rămâne cu inima plină de entuziasm. Asta face cântarea, aduce entuziasm. Chiar dacă lumea de lângă mine se dezechilibrează, eu rămân ferm în ceea ce cred. Și ăștia cântau o cântare. În timp ce ăștia cântau, prezența lui Dumnezeu cobora peste cântarea lor. Când se unea cântarea lor cu prezența lui Dumnezeu, câțiva istorici consemnează, se producea o atmosferă pe care nu o puteai descrie în cuvinte și toată mulțimea care urlase toasă de sânge să bloca. Bă, ce s-a întâmplat? A venit împăratul? Nu. A venit vreunul mare? Nu. Bă, dar de ce ori tăcu toți? O atmosferă pe care nu o puteau să o descrie. Era prezența lui Dumnezeu care îi lua pe aia care au rămas cu fermitate. Înțelegeți cât e de important să rămâi cu fermitate? Și doi, că întotdeauna când rămâi cu fermitate există în urma ta, asta e dovada rămânerii în fermitate, nu că ești dur, nu că dai cu piciorul, nu că vezi, Doamne, Tu ești mare și tare. Hai să vă mai zic, odată o fetiță la mine în biserică, în biserica pe care o păstoresc, e o biserică destul de mare, o fetiță, a venit și a aruncat o vorbă ilegală. Bă, clasa întâia. Către mine, către pastor, micuță săraca. Eu când o arunca vorba aia, mi s-a aprins orgoliu de pastor. Că și ăștia orgoliu. Bă, cum să zic că ia așa ceva, mă? Bă, am vrut să pun mâna pe ea, zic, stai să o prind, dar n-am mai putut, o plecat. Eu zic, no, cu mamă s-a seamănă, cu tată s-o. Azi nu-i problemă, că tot le spun eu. Dau eu de ei într-o zi,
tot le spun. Bă, atâta mi-era de ciudă că n-am putut să o prind să-i zic două vorbe. Bă, parcă ceva mă râcâia în mine. Nu se poate, mă, trebuie să-i spun, mă. La un moment dat, s-o elibera biserica. Biserica noastră e lungă încă de 4 ori, poate, cât biserica voastră, 5 ori. Eu eram aici prin față, în hol afară, o văd pe ea și pe maică sa. Și strig, voi două să rămâneți un pic la final, așteptați-mă un pic. Aia mi-a conlemnit, îți dai seama. Am plecat pe culoarul bisericii către ei. În mine se zbăteau două lumi. Unu, ăsta e momentul. Uite ce ați crescut, uite cum ați învățat-o, cu tine seamănă că și tu ai gura mare, uite, așa o să ieseși din fata asta, no, așa ceva să nu... Bă, în același timp, era un al doilea sentiment, Alin, nu pentru asta ești tu construit. Tu n-ai voie să faci asta. Tu trebuie să rămâi cu fermitate omului Dumnezeu. Și eu, că firea să-ți bate, păi vreau să rămân cu fermitate. Păi să știe că cu mine n-are voie să zic așa, să țină minte toată viața ei să mă țină minte. Mă gândeam, după aia vine partea, Ali, n-ai voie să faci asta. Nu, eu mă zbăteam între astea două lumi în timp ce mergeam pe culoare. Mi-am dat seama că am o bomboană în buzunar. Parcă ceva îmi spunea, du-te și dă-i bomboana aia ei. Bă, asta e prea mult, ea vorbește cum vrei, dau bomboane? Nu există așa ceva. Asta nu-i fermitate, mă, niciodată. Bag mâna în buzunar și scot bomboana, o țineam în mână. Vă mărturisesc, m-am gândit, dacă îi dau numai ambalajul să pune... Bă, n-ai, știi că era vorba, cam asta ar fi putut să fie a ta. Am ajuns în fața lor, ea s-a arătat că o înlemnit, maică sau nu știu de ce am oprit-o, o înlemnit. Și am zis, v-am oprit ca să ce? Casa aia sau casa aia? Eram la intersecție, puteam să zic orice. Dumnezeu îmi spunea, Alin, fermitatea se măsoară în atmosfera frumoasă pe care o lași în urmă. Nu se măsoară în duritate. Fermitatea se măsoară în entuziasm. Ce face instrumentul cu coarde? Produce entuziasm. De ce le-a dat Habacuc mai marile cântărăților să cânte? Să producă entuziasm. O zis Alin, îmi zicea Dumnezeu, Alin, așa se măsoară, așa vei rămâne un păstor cu fermitate. Scot bomboana, aveam bomboana în mână, mă uit la ea, v-am oprit ca să în mine se zbăteau două lumi, că suntem tot oameni. Și zic, auzi, te-am oprit ca să spun că ești cea mai frumoasă fetiță din biserică și să-ți dau bomboana asta. Ea s-a întins mâinile, eu m-am aplecat. Eu tot auzit pe tineri că îmi zic, frate, să fii acasă la nunta mea, să fii acasă, predici la nunta mea. Eu tot auzit pe unul pe altul, ea săraca, e clasa întâia, acum cred că e a doua. O întins mâinile, eu m-am aplecat, m-am luat în brațe și o zis, frate Alin, o să predicați la nunta mea. De câte ori mă întâlnesc cu ea, trece pe lângă mine și bate așa palma cu mine. Frate Alin, bat palma. Trece pe în biserică, bat palma eu cu asta mică. Mi-am dat seama, de câte ori mă vede, mi-alargă, îmi fuge în brațe. Îmi spunea maică s-a într-o zi, o zis, mă, omule bun, asta ascultă mai tare de tine ca de noi. Dacă tu zici la biserică, nu-i mai voia aia, zici, o zici, fratele Alin, că nu-i mai voia aia. Ascultați-mă, fermitatea nu e duritate. Fermitatea e atmosfera frumoasă, plină de încredere, într-un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Habacuc a zis, chiar dacă nu vor mai fi boi îngrași, chiar dacă pământul nu-și va mai da roducă, știi ce făcea un popor când cotropea alt popor? O trăvea pământul ca să nu mai fie roade, în 2-3 ani mureau toți. Habacuc zice, chiar dacă eu tot voi rămâne cu încredere ferm, neclintit în Dumnezeu. Întrebarea mea e următoarea, la care vreau să vă răspund repede. De ce a putut Habacuc să zică asta? De ce mulți se dezechilibrează și nu mai pot să rămână cu fermitate? Ascultați, notați. Mulți se dezechilibrează și nu mai rămân cu fermitate. Unu, pentru faptul că nu mai au reverență la adresa lui Dumnezeu. Știți de ce viața multora e dezechilibrată și praf? Când vine terapia intensivă, dau din colț în colț? Pentru că până în momentul ăla, viața omului nu e trăită cu reverență. De ce a putut Habacuc să zică, plin de încredere și de fermitate, chiar dacă totul va fi distrus, eu tot mă voi bucura? Pentru faptul că Habacuc avea o viață cu reverență. Știți ce înseamnă reverență? Respect. Mulți nu mai au încredere, nu mai au acea
atitudine fermă și de neclintit, că Dumnezeu rămâne același, se închină în fața tuturor păcatelor, pentru că nu mai cred că Dumnezeu poate, mint unii cu nonșalanță, să scoată povestea din impas. Și îi spun, bă, trebuie să mințim, că dacă nu mințeam, cum scăpam? Păi dacă nu mințeai și tu trăiai frumos, Dumnezeu avea o soluție să te scape. Dar pentru faptul că tu nu trăiești cu reverență, nu mai trăiești cu respect, recurgi de multe ori la păcate să te salvezi. Și viața e foarte dezechilibrată. Oamenii nu mai au reverență. Hai să vă spun cum se uita la un moment dat Habacuc la Dumnezeu. Ascultați, la vederea ta, Habacuc 3:10, se cutremură munții, se năpustez râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreuri pământul cu urgia ta, zdrobești neamul. Nu uitați-vă la Habacuc, o zis, Doamne, Tu ești un Dumnezeu suveran. Știți care e partea ciudată? Că oamenii își pierd fermitatea și încrederea, poziția de neclintit, pentru că de multe ori nu mai au reverență. Faceți voi o socoteală. Biserica, pentru mulți, a devenit un loc de întâlnire, un loc public de întâlnire. Pentru mulți, biserica a devenit o sală de spectacol. Pentru mulți, biserica a devenit un loc în care, bă, de cumva mă plictisesc, îmi scot telefonul, povestesc cu ăla de lângă mine. Oamenii nu-și dau seama că Dumnezeu e sfânt. Că în sfințenia lui Dumnezeu, omul n-are voie să se comporte oricum. N-ai cum. Unii le-au pe Dumnezeu așa ca pe colegul lor de bancă. Bă, Dumnezeu undeva până cer, pe acolo, dar n-are treabă cu mine. Că... Ei, omul trebuie să aibă reverență. Trebuie să aibă acel respect. Eu când vin la biserică, înaintea lui Dumnezeu, eu tremur din toate încheieturile când intru în orice biserică. Pentru faptul că știu că stau în prezența unui Dumnezeu care i-a mai spus inimii mele, mai bate al lui Rodica, i-a spus azi noapte să se oprească. Ce dacă ai 25 de ani că infartul e la modă? Ce dacă ai 28, 14, 30 sau 50? Când știu că Dumnezeu mă ține și mă susține, cum să-mi pot permite să trăiesc o viață așa departe, cu nonșalanță, fără să-mi arăt respectul și reverența? Diavolul distruge încrederea fermă în om când omul nu mai are reverență. În momentul în care te duci în fața unui om, uite, mare, aici, în Germania, știi ce faci când intri la el în birou? El stă relaxat la el pe scaun, că el e acolo bossul, că el e la el în birou, și tu intri fios, îți faci freza, te uiți, bă, să nu fii ciufulit, intru fios, pac, te uiți, bă, spine îmbrăcat, dar și ai curajul să te așezi jos. Cel mai probabil te scoate afară, și mă, dispar din irrespect. Nu, stai așa în picioare, stai acolo, da, să trăiți, am venit la dumneavoastră, am și o nevoie de cutare și de cutare, și stai așa pios până zici o vorbă. Bă, dar e un muritor de râd, mă. Care mâine poate nu-l mai întâlnești. Foarte bine că ai respect, așa și trebuie să avem. Dar ascultați-mă bine, înaintea lui Dumnezeu oamenii nu mai au gram de reverență, gram de respect. Oamenii nu mai au gram de atitudine pioasă. Și în momentul ăla când vine situația în care ți se bat genunchii, nu mai poți să rămâi cu fermitate și neclintit în încrederea ta că Dumnezeu rămâne același. Și dai în disperare. Și dacă faci o socoteală, îți dai seama că de foarte multe ori l-ai pus pe Dumnezeu undeva. Bă, ăsta e un... N-ai voie când să distrugi reverența, smerenia, pioșenia. Mai văd la un moment dat, le spun și fetelor, nu sunt specializat pe Evanghelia textilă. N-am treabă cu îmbrăcămintea oamenilor, dar fac uneori câte o subliniere. În momentul în care o fată sau un băiat vine în prezența lui Dumnezeu, contează că nu te duci, nu știu, într-un dineu prezidențial îmbrăcat oricum, că ea te trimit acasă ca un cod vestimentar obligatoriu. La biserică n-au nicio treabă. Băieții care, câtă lumea ne luăm de fete, eu mă iau de băieți astăzi, fetelor. Aici cred că nu, dar să le zic la prietenilor. Îi știți pe aia care forțează primăvara cu gleznuțele goale? Ieftin. Ieftin. În momentul în care vin spectrul ăsta duhovnicesc și dumnezeiesc, cum nu trebuie, dai impenibil, oricine-i fi.
pentru faptul că e Dumnezeu, e sfințenie, e atmosfera duhovnicească. Omul când își pierde reverența, își pierde și fermitatea și încrederea, nu mai poate să mai rămână cu echilibru. Ascultați ce zice la un moment dat Habacuc. Ochii tăi, Habacuc 1 cu 13, sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuire. Când tu știi că ochii lui Dumnezeu sub care vii, la care vrei să te închini, tu știi că Dumnezeu nu poate să privească rău, dar tu-l faci fără niciun regret. Eu le spun uneori oamenilor, la un moment dat vine câte unul la mărturisire și zice, frate Alin, a mințit. Și eu dintr-o dată fac ochii mari, ce ai făcut, mă? Am mințit. Pe bune? Și se uită la mine, șocat. Și eu continui. Cum ai putut, mă, să faci așa ceva? Serios? Și să-i vezi. Adică și voi vă uitați la mine cu niște ochi. Să-i vezi numai. Dar ce-am făcut așa de grav, mă? O, nu te uita așa ori la mine. Și îmi dau seama că la nu mai are reverență. Tu îți dai seama că prin orice minciune zici la dracu tată? Dacă ți-ar zice cineva, zi bă la dracu tată, ai zice, bă, ești dus? Cum să zici la dracu tată? Dar tu știi că prin minciună faci asta? Că tatăl minciunii e diavolul? Cine poate să decupeze asta din Biblie? Nimeni. E realitate pură. Când omul minte, când omul trăiește fără de pioșenie, când omul nu mai are treabă cu Creatorul, când îi întoarce spatele, când nu mai are respect și reverență oriunde ar fi, în biserică, pe stradă, acasă, când stai tolănit în pas și tu te rogi că tu ești obosit, Doamne Iisuse, te rog frumos, când poți te pui, mă, știți, eu atât, da, ne rugăm conducând mașina, că e momentul în care asta fac atunci și mă rog, dar când pot să-mi iau o poziție corectă de rugăciune, nu ezit să fac asta. De ce? Din respect pe care l-am la adresa lui Dumnezeu. În urmă cu 3 luni de zile am îngropat un bun prieten de-al meu pe Flavius la 28 de ani. Miercuri am povestit cu Flavius despre moarte. Poate intru în alt context în detaliile astea și la finalul discuției mele cu Flavius, o zis Flavius, mai, am realizat noi că cel mai fain sentiment e moartea. O zis, bă, dacă Dumnezeu vrea să mă cheme, eu mă duc, nicio problemă. Asta s-a întâmplat miercuri. Joi, vineri, sâmbătă, duminică. Luni după masa, Flavius, pentru că ei lucrau la o exploatare forestieră, cade un lem pe Flavius și îl omoară. În ultimile minute de viață, până fratele lui cu drujba au putut să ia bușteanul la mare de peste el, Flavius, cu ultimele puteri, și-o tras căciula jos din cap. O zis, frate, s-o, nu știam ce vrea să facă. L-aș fi ajutat, nu știam ce vrea să facă. Și-o tras căciula jos din cap. După ce și-o tras căciula jos din cap cu ultimele puteri, o zis, Doamne, îți mulțumesc că mă primești și pe mine. Și eu zis, nu mă puteam ruga cu căciula în cap. Nu văd nicio problemă că s-ar fi rugat cu căciula în cap în contextul ăla. Dar vreau să vă arăt ce mult contează reverența și pioșenia înaintea lui Dumnezeu. Alții o calcă în picioare, nu în starea lui Flavius. Alții o calcă în picioare în stare bună. Fermitatea în încredere că un Dumnezeu deține controlul se pierde. 2. Fiți atenți. În al doilea rând, ca să poți să rămâi cu fermitate, să produci entuziasm în jurul tău, e obligatoriu să iei aminte la avertizările lui Dumnezeu. Dacă o să vă uitați în cartea Habacuc, veți găsi avertizări. Vai de cel ce adună ce nu este a lui, vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite, vai de cel ce zidește o cetate cu sânge. În momentul în care Dumnezeu are avertizări, și omul le calcă în picioare, fermitatea aia că Dumnezeu rămâne totul, se distruge. Și stai în fața problemelor și zici, bă, dar de ce eu nu mai pot să cred? De ce nu pot să... Vine ispita, oh, vine ispita. Și la un moment dat tremuri în fața ispitei și zici, da, da, am făcut-o și de data asta. Și de ce nu pot să rămâi tare? Pentru că Dumnezeu are momente când strigă, stop, 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 ai grijă, ai grijă, ai grijă. Și omul le calcă în picioare. Când calci în picioare avertizările lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, când calci în picioare avertizările lui Dumnezeu, fermitatea aia, încrederea, echilibru se distruge. Sunt prea mulți care fac asta. Are Dumnezeu avertizare după avertizare, inclusiv ziua de astăzi, dacă vreți o formă de avertizare a lui Dumnezeu, oameni buni, fiți cu luarea minte, e forma de avertizare a lui Dumnezeu. Imaginați-vă și faceți-vă doar așa o scurtă retrospectivă. De câte ori
Dumnezeu a avertizat într-un fel sau în altul și noi, eu cu voi, le-am călcat în picioare. Vine încercarea și zic, nu acum ce fac? Vine ispita, nu acum ce fac? Și te dezechilibrezi. Și vine câte unul, frate, eu mă lupt, dar eu vreau, dar tot cad, dar de ce tot cad, că eu vreau? Ei, nu e totul doar să vrei. Este și să trăiești cum Dumnezeu cere. De exemplu, până aici, vă faceți o socoteală, cum stați cu reverența? Dar cum stați cu avertizările lui Dumnezeu? Când Dumnezeu prin Biblia asta îi spune omului, oprește-te, nu-i bună viața, stop! Și omul merge înainte. Și Dumnezeu zice, treaba ta o să vină de contul, oprește-te. Și omul merge înainte. Cum stați cu avertizările? Știți că Dumnezeu printr-o cântare, printr-o poezie, printr-o predică, prin Biblie, Dumnezeu avertizează. Omule bun, viața aia nu-i bună. Ce face omul cu avertizările lui Dumnezeu? Câte avertizări ați auzit voi până astăzi și oare de câte ori le-ați călcat în picioare? Lasă-mă, cum mai zis, o mai veni și Nemes din România, nu mai zis și el, o mai trecut mulți ca el pe aici, o mai veni mulți, dă-l încolo că viața noastră merge înainte. Până într-o zi, când o să-l cauți pe ăla și pe ăla și pe ăla, schel, tuns, ras în cap, că ai venit de la citostatice. Și o să zici, nu, gata, că am 27 de ani și mă duc. Și gata, că medicii zic că nu mai ai șanse. Și te-ai în disperare. Știi de ce? Pentru că ani de zile ai călcat în picioare avertizările lui Dumnezeu și încrederea aia fermă s-a distrus. Nu călcați în picioare. 3. Punctul ăsta vreau să-l valorific un pic mai tare. Ascultați-mă, ca punctul 2. Știți de ce se mai pierde de multe ori fermitatea și încrederea în Dumnezeu și rămâne rea cu echilibru? Pentru că oamenii nu-L consideră pe Dumnezeu ca pe Cel ce poruncește. Notați asta. Dacă eu v-aș fi dat o foaie acum vouă și v-aș fi spus așa, spuneți-mi, vă rog frumos, cum este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Cum îl percepeți voi pe Dumnezeu? Hai să vă spun ce ați fi scris pe foaie. Vă garantez. Bun! E drept? Drept. E bun. De treabă. Milos. Extraordinar, iubitor, îmi dă sănătate, mă ajută la școală. Bă, toate astea sunt reale. Nu știu câți dintre noi, dintre voi, ați fi scris, îl percepe Dumnezeu ca pe Cel ce poruncește. Adică, El dă porunca și eu o pun în aplicare. Când nu-L mai percepe Dumnezeu ca pe Cel ce poruncește prin Biblie, adică când Dumnezeu zice ceva, bă, nu mai analizezi. Știți cum facem noi? În armată, dacă cineva s-a angrenat în armată, eu mă uit acum cu războiul din Ucraina, cât o s-a amintit, eu stare fascinat de povestile astea cu războiul, cu așa, așa, la un moment dat mă uit la câțiva care, inclusiv din români, care s-a angrenat acolo și luptă și zice, când ni s-a dat ordinul să intrăm în orașul Kursk, în Rusia, prima dată am crezut că e o glumă, să invadăm noi Rusia, e o nebunie, ori zis ei, dar a fost ordin. Și dacă a fost ordin, și ordinul nu a venit să le facă schițe, să-i convingă, vă rog, înțeleg, ordin printr-o stație. În 2 ore intrați în Kursk cu tot ce aveți, cu tancuri, cu mitralierele, pe jos, cu ce vreți, în 2 ore intrați în Kursk. Bă, nu mai avut nici de... Bă, e ordin, e ordin, intrăm în Kursk. Pentru că ordinul se execută, porunca se execută, se împlinește. Ascultați, dacă voi ați fi în armată, nu, lucrați. La un moment dat, dacă șeful vostru vă zice mâine te duci la Köln, mâine te duci la Köln. Dacă șeful tău zice mâine pleci la Berlin, mâine pleci la Berlin, corect? Că e șeful tău. Dumnezeu vine și spune, tu trebuie să faci asta. Ascultați ce fac românii noștri. Românii când primesc câte o poruncă de la Dumnezeu, prima dată o analizează. Vine Dumnezeu și spune, bă, tu trebuie să-i dai 100 de euro la ăla. Prima dată, mă, dar oare Domnul mi-a zis, dai un pic, chiar așa, dați să o sucă mâna dacă dai. Bă, nu pot chiar așa. Stai, după ce analizezi și îți dai seama că totuși Domnul, știi care e următorul pas? Negociezi. Dar, Doamne, dacă îi dau săptămâna viitoare, e problemă? Nu pot chiar acum, îi dau mâine, e problemă. După ce negociezi, la un moment dat, că Dumnezeu nu-și pune mintea cu omul, la un moment dat te lași pe gobaș. Uiți să pui în aplicare poruncile lui Dumnezeu. Un om care nu pune în aplicare poruncile lui Dumnezeu nu mai rămâne cu echilibru și cu fermitate. Se dezechilibrează. Dacă voi nu, dacă aveți aici copii, dar aveți micuți,
La un moment dat, dacă copiii voștri, când o să aveți, o să fie mari, o să vă întoarcă vorba non-stop, o să vedeți că nu o să prea aibă curajul să vină să vă spună: mami, mi s-o spart telefonul. Dar în momentul în care voi, spre exemplu, ai voi, de exemplu, dacă îi trântiți ușa la maică-ta și la taică-ta, îi trântești ușa în față și la un moment dat ți se sparge telefonul, trebuie să ai prea mult tupeu să te duci să ceri altul. Ei, dar dacă tu știi, îi iei lucrul din mână, îl ajuți pe taică-ta, pe maică-ta, îi grijești de frățiorii mai mici, ești tot timpul angrenat acolo, când îi spune: mă, fă aia, tu nu mai trebuie să zic doar, ai făcut, se creează o atmosferă frumoasă și când ți se întâmplă ceva, ai atât de multă încredere fermă, chiar dacă vine altul și zice: bă, taică-ta, nu o să te ajute. Tata, mă, tata, hai să-ți arăt cine-i tata. Și te duci și îi spui: tata, am nevoie. Nici bine nu gazi propoziția că tata o rezolva problema. Dar de ce ai încredere să te duci? De ce rămâi cu atât de multă fermitate când alții spun că nu o să te ajute? Pentru că tu știi că îi împlinești poruncile. Când oamenii nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu, le negociază, le analizează ei, se distruge acea încredere fermă. Și în momentul ăla când vine încercarea, dai în disperare. Ascultați ce zice la un moment dat Petru. Petru zice așa: vrea să umble pe ape. Și la un moment dat Petru spune în felul următor: Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Că dacă tu îmi poruncești, eu vin. Și dacă vin, se vede că am încredere. Rămân atât de ferm în încrederea mea. Ascultați-mă. Când Petru a călcat pe ape și s-a uitat la Hristos și la poruncile lui și la trăirea cu Dumnezeu, a stat deasupra. Când s-a uitat în stânga și în dreapta, dacă îmi permiteți o paralelă, când nu mai a ascultat de poruncile lui Dumnezeu, s-a dezechilibrat, s-a scufundat. E foarte simplu. Tu cum îl percepi pe Dumnezeu? Îl percepi ca cel care poruncește sau nu? În ultimul rând, e obligatoriu în viață ca să poți să îl ai pe Dumnezeu aproape și să rămâi cu echilibru, nedezechilibrat și mereu echilibrat, e să nu calci legământul. Ăsta doar vi-l amintesc, nu vi-l mai dezvolt. În apa botezului, știi, se fac câte unii câte o pledoarie. Până când vrei să-L slujești pe Domnul? Toată viața. Și după aia? Și după aia. Și trec 3 luni de la botez, 4 luni, îți dai seama că ai ajuns în aceleași stări de lipsă de reverență. Nu te mai doare niciunde. Și se uită Dumnezeu la tine și spune: prietene, tu ai făcut un legământ, nu-l călca. Pentru că vine vremea și vine momentul în viață când parcă ți s-ar zbate genunchii. Și atunci trebuie să rămâi cu fermitate că Dumnezeu deține controlul. De ce te agăți? De ce te agăți atunci? Te agăți de reverența, dacă o ai. Te agăți de Dumnezeu la care asculți poruncile, dacă îi le asculți. Te agăți de trăirea frumoasă, doar dacă o manifesti. Altfel, rămâi un dezechilibrat. Dar în disperare. La un moment dat, în urmă cu mai mulți ani, penultimul copil al nostru de pe atunci, Darin, și-a spart ochelarii și l-am dus la medic. Când l-am dus la medic, medicul ne-a spus așa: după 2 ore de consult, îl consultă medicul, Andreea era cu Darin în cabinet, avea vreo 5 anișori pe atunci, medicul ne spune așa: băiatul dumneavoastră nu vede, dar m-a chemat și pe mine. Îmi dă Andreea mesaj: vino repede până în cabinetul numărul 6. Mă duc în cabinetul numărul 6, o văd pe Andreea, tremura toată, plângea într-un colț. La un moment dat îl văd pe Darin, speriat, un cabinet luminat și alb, cu o lumină puternică. Și îmi spune domnul doctor: dumneavoastră sunteți tata băiatului, da. Vă dau o veste tristă, băiatul dumneavoastră nu vede cu un ochi doar 60% și cu un ochi nu vede deloc. Ne-au propus o operație, dar trebuia o anestezie totală. Andreea nu a fost de acord cu anestezia totală deocamdată și am rămas să ne mai gândim. Nu imaginați-vă că am intrat în mașină. Eu, Andreea, Mateo, cel mai mare, Carina și cu Darin. Andreea plângea ca la mormântare, ăștia mai mari nu știau cum să reacționeze, Carina s-a pus și ea pe plâns, ce să le zic, Darin săracul speriat. Imaginați-vă atmosfera din mașină. Ca să o liniștesc pe Andreea, îi spun: bă, Andreea, dar las-mă că nu e un singur medic în lumea asta, merem că mai găsim noi medici, poate altul dă altceva. Mergem la cel de-al doilea medic, la Deva, de la Timișoara la Deva. Cel de-al doilea medic, după 2 ore de consult, exact ca și primul medic, nu i-am spus că am mai fost la alt medic, ne spune așa: îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă, băiețelul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu un ochi nu vede deloc.
Eu mi-am pus speranța în operația medicului de la Timișoara. Am zis, bă, încercăm, facem tot ce ne stă în putere. Dar zici că mi-a citit gândurile doamna de la Deva. O zis, domnul Alin, dacă cumva vă gândiți la vreo operație, nu se poate face niciunde în lume că nervul e afectat. No, a doua seară de priveghi. În mașină, mormântare. Plângea Andreea, plângeau copiii, disperați, telefoane, rugați-vă, bă, faceți ceva, vă rog. Fără ochelari, Darin nu vedea nici treapta din fața lui. Noi nu ne-am dat seama, 5 ani, el avea niște ochelari. Nu ne-am dat seama, el purtând ochelarii tot timpul, nu ne-am dat seama cât e de grav fără ochelari. Într-una din zile, Carina, care avea 7 ani pe atunci, vine și îmi spune, tati, nu-l mai vreau pe Dumnezeul tău. Ce ai zis? Nu-l mai vreau pe Dumnezeul tău. A început să plângă și a zis, tati, tu ne-ai lăsat singur de nenumărate ori. Ne-am stricat concedii, că așa e. Am stat cu bagajele în fața casei și a murit cineva, am avut priveghi în seara aia, ne-am anulat plecarea. Ne-am stricat concedii de nenumărate ori. Ne-ai lăsat singuri de nenumărate ori. Dormim singuri, ne trezim singuri de multe ori. Tu mergi să le spui la alții de un Dumnezeu mare. Unde-i Dumnezeul ăsta tău? Nu-l mai vreau. O auzi de la 2 medici că dacă Darin își va pierde și ochiul alt, îl vom duce de mână, că așa ziceau medicii, să nu lăsa să-și piardă și ochiul alt, că atunci va rămâne orb. Unde-i Dumnezeul tău? Prima mea reacție a fost să-i spun, Carina, ia-ți mai mulți oii și pleacă la tine în cameră. Dar stai, bă, că nu-i corect. I-am văzut durerea, dezechilibrul ei. Aveam în fața ei un tată care trebuia să-i arate fermitate în Dumnezeu. I-am zis, fii atent aici, Carina. Am luat două scaune, le-am pus față în față, eu cu Carina pe două scaune. Și am vorbit cu ea ca și cu oameni mari. Carina, îți spun cu toată fermitatea de care sunt eu capabil și cu toată încrederea, Dumnezeu ne va arăta încă o dată că El nu pierde. Și Darin o să vadă cu amândoi ochii. Ea săraca plânsă, s-o șterez la ochi, o zis, promiți? Și am zis, da. Nu imaginați-vă inima mea de tată. Am început să-mi fac socotelile. Deci, pe ce mă bazez când cred în Dumnezeu? Voi pe ce vă bazați? M-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, mi-am pierdut prieteni pentru că am vrut să trăiesc cu reverență. Am pierdut oportunități pentru că n-am vrut să calc poruncile tale. Am pierdut ocazii pentru că am vrut să rămân omul lipit de inima ta. Unde ești acum? Mă duc la biserică într-o duminică seara și le spun la frați. M-am dat jos de la amvon cu celălalt frate păstor de la care eu am preluat biserica. A venit Andreea cu Darin în față, am făcut ungerea la Darin și fratele Nelu s-a rugat la urechile mele, Doamne, Tu care ai făcut ochiul, oare nu poți să-l faci să vadă? Ba, poți, o zis el. Bă, când l-am auzit așa, parcă cu atât de multă fermitate și încredere, am început să stric și o rugăciune. Da, știu că poți! O soră din biserică a zis, noi nu ne-am plâns cu problema noastră, o soră din biserică a zis, frate Alin, zice, am auzit și noi povestea lui Darin, uitați, în 5 decembrie, nu o să uit trăiesc, era chiar ziua lui Darin, avem o programare la o doamnă doctor în Timișoara, e foarte bună, dar e foarte aglomerată, nu prindeți programarele, dar vă lăsăm noi în locul lui Bianca noastră, mergeți în locul fiicei noastre, da, ne-am fi agățat de orice, da. Ne ducem la doamna asta doctor, să vedem ce zice al treilea medic. Cu gândul meu la Carina de acasă, ce o să-i spun când mă întorc? După un consult de 2 ore, exact ca ceilalți medici, identic. După un consult de 2 ore ne pune la birou pe mine și pe Andreea, bătea așa cu degetele în birou dumnea ei. O zis, sunteți doi părinți tineri și îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă. Băiatul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi deloc, deloc, deloc. Îmi pare rău, zice. N-aveți ce să faceți. Îmi arată acolo pe o poză ce-o făcut, uite, vedeți nervul aici? E întrerupt. Nicio șansă. M-am gândit ce-i spun la Carina acasă. Am luat haina să-l îmbrac pe Darin și să plecăm. Și doamna doctor a zis, domnul Alin, știu că e o veste tristă, dar nu vreau să plecați supărat din cabinetul meu. Și am zis, doamna doctor, nu plec supărat, plec tot plin de încredere că Dumnezeu rămâne același. În inima mea, parcă vibra, bă, nu o să pot să-i spun la Carina acasă că Darin vede, dar o să-mi dea Dumnezeu alte cuvinte, tot să o țin pe Carina pe linia bună.
Dar doamna doctor, zice domnul Alin, ca să nu plecați așa, hai să vă arăt ce băbește, zice. Așa, vă arăt așa cum se arată la oameni care nu sunt în domeniu. Veniți aici, zice, hai să vă arăt că nu vede. Îi pune la dar în un plasture pe ochiul ăla cu care vedea 60%. Practică pe care au făcut-o și ceilalți medici. El a început să plângă săracul, că crezut că îi punea răpicături. Nu-l zicea bine pe R. I-a pus plasturele ăla. Eu am zis, Darin, hai, ascultă pe doamna doctor, că pe aia merem la McDonald's. La un moment dat a scos un creion, practic pe care au făcut-o și ceilalți. Primul, n-o să uit cât trăiesc, avea un creion galben cu o spirală portocalie și în vârf o girafă. Al doilea, de la Deva, avea un creion alb cu negru și în vârf un zar. Și acum era al treilea creion. Toți au făcut asta. N-o văzut dar în creioanele. La un moment dat zice doamna doctor, hai să vă arăt domnul Alin, pune plasture să nu se ajute cu ochiul ăla și zice, dar scoate după aia creionul, dar în ce am în mână? Dar în printre lacrimi și suspine zice, un creion. Și doamna rămâne șocată. O zis, Darin, s-a uitat la altă doamnă, noi am crezut că e asistenta dumneavoastră, era un medic rezident, erau două doamne în cabinet. Se uită la doamna, Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și Darin zice, plângând așa, loșu. Iar rămâne, Darin, spune-mi, ce are în vârf creionul ăsta? Și Darin a zis, o bubuluză. O da cu creionul de pământ, s-a rupt în două bucăți. Eu m-am aplecat, zburam de bucurie. M-am aplecat sub birou dumneei, l-am dat și am zis, stimată doamnă, creionul dumneavoastră. O zis, domnul Alin, nu înțeleg nimic. Am zis, doamnă dragă, înțeleg eu. Nu-i nimic mai important decât să ai acea încredere neclintită de nimeni și de nimic, bazată pe ce v-am spus, pe reverență, pe faptul că asculți poruncile lui Dumnezeu. Pe faptul că nu calci legământul în picioare, bazată pe ceva. Nu, gândiți-vă la asta. Mă duc acasă. Carina, doamna doctor a zis așa, dacă așa stau lucrurile, vă dau niște ochelari cu așa gros, lentilă, să îi întăriți nervul. Și trebuie să aruncați, zice, ceva, un Lego pe o mochetă crem, un Lego galben și el s-o caute. Și s-o caute de multe ori ca să-și întărească nervul. Zic, Carina, vin aici. Nu fii atent aici, hai să vedem, vede Darin sau nu vede Darin? Îi zic, uite, tu îi arunci, noi acopeream ochiul ăla cu care vedea, îi lăsam numai ăla alalt, îi zic, tu îi arunci Lego și el tă să-l caute, o zis doamna doctor. Și ea stătea așa pe un fotoliu, parcă așa cum o văd, Carina noastră e foarte comic așa, stătea așa, Darin, caută-l. Săracul ăsta pe sub masă, vinea cu Lego. Tatăl meu a fost instructor auto. O auzit de la 3 medici că nu va putea să aibă permis de conducere niciodată. După multe căutări, Darin cu Carina vine la mine și zice, Carina, tati, Darin vrea să te întrebe ceva. Zi, Darin, cu lacrime în ochi, o zis, tati, dacă găsesc Lego ăsta de multe ori, așa e că și pe mine bunic o să mă facă într-o zi șofer? Și am zis, da, Darin, și o să mergem plin de bucurie să le spunem și la alții că noi rămânem neclintiți și fermi înaintea unui Dumnezeu care nu pierde. Să nu ratați aminul. Așa să vă ajute Dumnezeu și pe voi. Amin.